Bună, dragii mei, donatori de orgasme și viitor donatori de orgasme. Și bine ați venit la cel mai mare dealer de pasiune din sud-estul central al României. Și anume Motocast Cruisers Târgoviști. Hai să vedem ce avem aici. Acum probabil vă gândiți, mamă, iar face reclamă ăsta, iar se umple de bani. Da, adevărat, sunt plin de bani și iar fac reclamă. Dar de ce fac reclamă și de ce băieților de la Motocast Cruisers? De asta. Băieții au sărit și dau această minunăție moșiciocletă, da? Detalii mai încolo despre ea. Un începător. Când, cum? În programul Prima Vacă 2022. Nu cum probabil știi, Honda e Honda. Știți-vă ceva să zic. Așa că poate vrei o Honda! Băieții se ocupă și de tine dacă ești începător și vrei ceva mai puternic sau dacă vrei să faci un upgrade. Așa că... Așa. Credeți că scăpați de mine? El este Cosmin. Cosmin o să ne spună mai multe despre cine este Motocast. Motocast este format din Cosmin și Bogdan. Cosmin? Bogdan peste mări și țări. Bună, Bogdan! Sigur te uiți la asta. S-au cunoscut în lumea motocicliștilor Chesu. Vrei Yamaha? N-am și Yamaha! De aici vine și Motocast Cruisers. El este în Canada. Le cumpără, eu le primesc, le vând. La ce se uită Bogdan în Canada? În uite, nu știu. Ce urmărește? Urmărește să fie cumpărată de la o persoană particulară, nu de la o reprezentanță. Urmărește starea motocicletei să fie cât mai bună și își pune întrebarea dacă el și-ar cumpăra motocicleta pentru el. Dacă răspunsul este afirmativ, o cumpără. Dacă nu, nu. Deci, atând faptul că Bogdan, partea canadiană, stă acolo, adică, na. De ce Canada și nu Europa? În Europa sunt puține cruzele. Cruzele au apărut în America prima oară. Cruzele mai mari sau... Vorbim de cruzele de peste 1000 de centimetri, ceea ce aducem și noi. În Europa sunt rare. De câțiva ani de zile, de 6 ani, au început să fie aduse de peste ocean în Europa. Și din cauza. Acolo eu le văd, eu le văd cum arată și noi le-am mai văzut pe la întâlniri, arată într-un mare fel. Asta nu e un criteriu, ăia, riderii de acolo, nu, cum se comportă cu ele? Având în vedere că voi vindeți, stai că am uitat o chestie, de cât timp pare chestia asta? Din 2006. Mulțumesc. Mulțumesc. În timpul ăsta ce ați observat la riderul canadian? Am observat că revizia este făcută numai la reprezentanță. Ce zic? Pentru că filtrele sunt originale, de marcă, nu sunt aftermarket. Și niciun ulei care l-am schimbat nu a fost as. Vrei Suzuki? Mă, Suzuki! Să zicem că... Nu vin la voi. Să zicem că abia ne-am cunoscut, că suntem noi doi, să zicem că ne știm de pe Facebook sau caut o motocicletă. Sunt începător, da? Corect. Nu știu absolut nimic despre motoare. Zim la ce urmăresc când îmi iau un cruiser CH. În primul rând trebuie să ne uităm la vânzător. În al doilea rând trebuie să ne uităm la starea motocicletei, să nu aibă urme de uzură exagerate. Uzură toate au, că sunt vechi, au din 2000, începând din 2000 până în 2010-2012, cum aducem noi, au uzură, dar în limite normale. Nu fie căzăturile se observă la, în general la ghidon, la tobe, pe aici se observă căzăturile. Mulți fug de kilometri mulți, dar vreau să spun și să înțeleagă toată lumea. Sunt motoare de peste 1000 de centimetri cub, motoare care vin și pe mașini, de capacitatea asta, merg sute de mii de kilometri fără probleme. Noi încercăm să aducem pentru clienții din România în jur de 60 de mii.
Am avut motociclete de la 5.000 de kilometri la 150.000 de kilometri. Am înțeles. Deci, alt aspect important, să se simtă bine pe ea. Pentru asta o să facem un episod special. Da, ce să zic, el e Cosmin, el o primește aici, o bibilește și bagă mâna în ea, cum îmi place mie să te spun. Așa și ți-o face în halul ăsta, trebuie să vă cum mare. Da? Și în felul ăsta știi că pleci liniștit de aici. Adică mai oriunde. Pa, ne-a părut bine. Ne mai vedem. Vrei Kawasaki? Poftim Kawasaki.